cineva este nespus de iubit, dar îmi dau seama că mă coboară în greșeală și în păcat, îl tai de la mine. A zis un bătrân, se cuvine să fugim de toți cei care lucrează fără legea, chiar de ne sunt prieteni ori rude, chiar de au rang preoțesc sau împărătesc, fiindcă lepădare de cei care lucrează fără legea ne dăruiește prietenie cu Dumnezeu și îndrăzneală înaintea Lui. A zis un bătrân, nu locui într-un loc în care vezi pe unii că te prismuiesc. Dacă nu, atunci nu sporești. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, dacă vă sfintește un frate să-i pun metanii? A răspuns bătrânul, pune-i metanii, dar rupe-te de el. Căci îl avem pe cava Asenii care spune să ai dragoste cu toți, dar să te depărtezi de toți. Iubiți credincioși, în amur de seara, când fiecare om își face bilanțul zilei petrecute, când fiecare om se socotește cu cei din familia lui, spunând ce a făcut bine și câte lucruri a făcut în acea zi, iată că în amur de seară și noi, în Duminica 26-a după Coborârea Sfântului Duh, vorbim despre lupta între trup și suflet. Lupta între păcat și curăție. Cât de frumoasă este această Evanghelie pe care o vom asculta cu drag mâine la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, de la Sfântul Evanghelist Luca, din capitolul 12. Atunci când a făcut să plătească omul și a văzut câte a adunat pe pământ, câte bogății a dobândit pe pământ și a spus, suflete, acum ai tot ceea ce îți trebuie. Bucură-te, veselește-te și pentru ceea ce am adunat în plus, voi construi alte campane ca să pun bogăția mea. Iată ce cuvânt dur, greu. Trupul se adresează sufletului. Bucură-te și te veselește de suflete. Dar aici, argumentul este pentru trup. Că ai toate. Ai bogății, ai mâncare, ai îmbrăcăminte, tot ceea ce este în viață ai primit și cumva conștiința bolnavă care nu doar conștiința care ne trezește spune acestui om, acestui suflet în mod greșit, bucură-te și te veselește suflete, căci iată hambarele sunt plin. Ce treabă are sufletul cu hambarea? Ce treabă are bucuria sufletului cu bogăția pământului?
și cu bogăția aceasta trecătoare, despre care Marele Împărat Alexandru a arătat întregii lumi când a spus celor apropiați: pe mine să vă întrebați cu mâinile afară să vadă toată lumea câte bogății am dobândit, câtă luptă am dus pe pământ și am cucerit. Și era cu mine Alexandru cel Mare. Dar nimic nu din această lume. Deci atât câte luptă se dă împotriva sufletului pentru a-l urmi, pentru a-l prinde. Și ne relatează Sfântul Evanghelist Luca. Ne relatează cuvintele lui Domnului, sunt acestea. Dar la miez de noapte a venit Dumnezeu, a venit Îngerul Domnului și a vestit trecerea din această viață. Ruperea de tot ceea ce nu mai era promisit. Și se adresează așa: în noaptea aceasta îți voi lua sufletul. Și tot cât ai strâns aici pe pământ, toate hambarele pline, bogăție și planurile de viitor pe care tu ți le faci pentru bogățiile pe care o să ți le strângi din nou, toate acestea rămân aici și planurile tale s-au terminat. Tot ceea ce tu plănuiai se oprește în acest moment. Iată, Dumnezeu spune sufletului, spune omului, trup și suflet: în noaptea aceasta îți voi lua sufletul. Deoarece știm că trupul se întoarce în pământul din care a fost zidit. Deci sufletul mergând la Dumnezeu se va prezenta cu această etichetă. Un suflet prins în robia bogățiilor trecătoare. Și ne amintim de acel cuvânt al Mântuitorului. Și peste o săptămână vom vorbi despre această Evanghelie, când acel tânăr bogat, trecător bogat, a venit la Mântuitor și l-a întrebat: ce să facă să se mântuiască? Și el a spus: împlinește poruncile. Și el a spus: le împlinesc încă din copilărie. Dar i-a mai spus ceva: du-te, vinde averea ta și urmează mie. Iar tânărul bogat trecător a plecat, se supărat necăjit. Și a spus Mântuitorul celor din apropiere, apostolul, ucenicilor: cât de greu se va mântui un bogat. Mai ușor va trece o cămină prin urechile apului decât un bogat să se mântuiască. Adică, știm că în cetatea Ierusalimului era o poartă care nu se închidea noaptea. Era o poartă care rămânea noaptea deschisă, dar era foarte mică pentru cei care din întâmplare ar fi întârziat să intre în cetate după închiderea porților cetății. Și câteodată rămâneau aceștia și cu animalele în afara cetății. Și erau animale sălbatice și nu ar fi fost cu putință să doarmă în afara cetății. Și atunci intrau printre această poartă care este foarte mică. Și chiar o cămilă, târându-se câteva minute, trece, trasă fiind de stăpân, dar greu, foarte greu, aproape imposibil. Și chiar imposibil pentru noi cei care am fost acolo și am văzut în
Și totuși, cămina trece prin această poartă. Asta înseamnă că Mântuitorul spune că și bogații pot să se mântuiască. Dar foarte greu. Și avem oameni bogați care au devenit sfinți. Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, guvernatorul Tesalonicului, care și-a vândut tot, a împărțit săracilor și l-a mărturisit pe Hristos. Și l-a sărbătorit pe 26 octombrie. Luăm exemplu. O sfântă pe care o sărbători pe 25 noiembrie. Sfânta Mare Luceriță Ecaterina, care a fost bogată, a fost frumoasă, a avut bogății și a avut înțelepciune și s-a lepădat de toate și l-a mărturisit pe Dumnezeu. Deci iată că bogații pot să se mântuiască, dar foarte greu, lăsând cele ale Pământului în mâinile sărmanilor. Aceasta este cheia. Acesta este secretul. Aceasta este taina pe care noi, dacă am înțelege, ne-am mântuit, ne-am izbăvit, ne-am ridicat pe acest pământ la Dumnezeu. Chiar din această viață începe ranul. Nu doar după despărțirea de Dumnezeu. Am dobândit raiul prin faptele noastre. Clar, prin credință, prin post, prin spovedanie, dar mai ales prin faptele mile trupești, fără de care nu putem să ne mântuim. Dar ne avertizează Mântuitorul, spunându-ne să fim milostivi. Sau ne fericește și spune, fericiți cei milostivi, la aceea se vor milui. Dar ne spune ceva. Ne atrage atenția. Iar tu, când dai cu mâna stângă să nu știe dreapta, și când dai cu dreapta să nu știe mâna stângă. Adică să nu ieși în intersecție, cum spune la colțul ulițelor și să spunem că am făcut milostenie. Pentru că atunci ne luăm plata aici pe pământ și darul nostru nu ajunge la Dumnezeu. A fi milostiv nu înseamnă doar a da din prea plinul care cade din hambar și nu mai avem loc, ci să dăm și din neajunsul nostru. Și am dorit ca în această biserică să pictăm o icoană, o imagine, această pildă a văduvei care își dă ultimul ban lui Dumnezeu. Și am pictat aici în biserică această scenă. Amintiți-vă de văduva din Sarepta Sidonului, care era săracă, era secetă și a venit încă o gură să mănânce la masa ei. Era omul lui Dumnezeu, Ilie prorocul. Și a spus Ilie, fă-mi și mie să mănânc ceva. Și femeia a răspuns, în necazul ei, mai avem puțină făină și vom face, vom mânca, iar apoi vom muri. Teribil acest cuvânt. Și a făcut pâine. Și din acea clipă nu s-a mai terminat. Nu s-a mai terminat făina și darul lui Dumnezeu în casa ei.
Deși a venit copilul, îmbolnăvindu-se, a venit din nou darul lui Dumnezeu peste această vârfă și l-a împlinat prin mâna și prin trimisul Ilie prorocul. Iată, iubiți credincioși, exemple de oameni străiți, exemple de oameni negrijiți. Dar darul lui Dumnezeu este bun. Are viață dacă îl scoate prin inimă. Ce frumos este Sfântul Apostol Pavel. Cântăm, cântăm, când facem bine, să facem cu inima deschisă. Să nu dăm din obligație. Să nu dăm pentru că așa ni se cere. Să nu dăm pentru că cineva a întins mâna. Să nu dăm pentru că se cere din partea cuiva ceva. Ci să dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Poate stăm 15 secunde și vă gândiți cam cât de bogați ați ieșit din pântecele mari din dumneavoastră. Câte haine ați avut atunci? Câte încălțăminte? Câte pavuții? Am ieșit noi din pântecele mamelor noastre. Toți. Și goi ne întoarcem din acest pământ. Goliciunea aceasta arată că toate acestea sunt deșertăciune. Și nu duce nimic din această lume. De aceea Evanghelia acestui duminic a 26-a este teribilă. Este creată în noi. Este ca un testament pentru fiecare creștin. Pentru mine este un testament această Evanghelie. Nu știu pentru dumneavoastră. Dar pentru mine este un testament. Că unde-i inima ta, unde-i comoara ta, acolo e și inima ta. Adică dacă inima noastră este legată doar a face pentru noi înșine, a zidi și a construi hambare, a aproviziona un cont bancar sau a aproviziona dulapurile noastre cu haine, uitând că în același timp sunt oameni care nu au ce mânca, care nu au ce se îmbrăca. Bogăția pământului Dumnezeu a dăruit. Roada pământului Dumnezeu a sfințit-o. Omul muncește cu sudoarea feței, își câștigă pâinea și bine face. Însă din darul pe care noi îl primim de la Dumnezeu să dăruim celuilalt. Ce frumoasă este această carte! Și vă îndemn să o citiți. Dăruim, vei dobândi. Iată! Părintele Nicolae Ciuperca de la Rovia. O carte deosebită. Dăruim, vei dobândi. Nu dăruim, vei sărăci. Ci dăruim din inimă, din vorbe, din fapte, din averea, din haine, din încălțăminte, din mâncare, dăruim, vei dobândi. De aceea, să căutăm pentru sufletele noastre comoara veșnică. Vorbim în aceste zile de boală, nu? Și vorbim în aceste zile, în același timp, de rugăciune. Și noi ne-am dorit ca boala să se vindece datorită rugăciunilor noastre. Dar rugăciunea trebuie să fie ascultată. Rugăciunea trebuie să o ducem la Dumnezeu.
De ce noi cândim în biserică? Ați văzut preotul și diaconul și ierarhul cădeți în biserică. Pentru că noi așa jertfa noastră pe care o aducem în rugăciunea noastră să fie bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Așa și spune tămâie nu îți aduce ție vistoasă Dumnezeul nostru într-un miros de bună mireasă în domnicească, pe care primește în jertfelul tău cel mai presus de cer. Deci atunci, când avem să dăm, să nu ceară și să spună un om, care o fi el, că nu are, că nu poate, că acum are alte proiecte pentru alte campanii, că Dumnezeu le oprește poate într-o clipă și viața noastră, țineți minte ce zic acum, viața noastră se oprește și trece în veșnicie. Istoria noastră pământească se oprește. Dar faptele, rugăciune pentru bolnavi, pentru cei îngrijiți, pentru văduvi, pentru orfani, ajută. Pomenirile la liturghii și la slujbele bisericii, ajută. Și pe cel care se roagă, dar pe pentru care ne rugăm. Cu cât mai mult. Și ne rugăm unii pentru alții. Așa ne învață Sfântul Apostol Iacob. Rugați-vă unii pentru alții. Că mult poate rugăciunile stăruitoare cele drepte. Dar pe lângă boală și rugăciune în aceste zile, să gândim că dacă în această noapte ne despărțim de lumea în care am trăit, toate câte am gândit, ale cui vor fi? Și dacă din ce am gândit nu împărțim cu cei care au nevoie, ale cui vor fi? Vreau să vă spun ceva despre care nu m-am gândit când am început cuvântul în această seară. Bisericile, catedralele, primele spitale, toate au fost construite de mâna poporului. De ce? Pentru că erau locurile sigure pentru izbăvire de tâlhari, de asupritori, de boală și de neputințele care erau. Poporul a construit bisericile pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de ele. Deci ce-au făcut înaintașii noștri, care erau de 100 de ori mai săraci decât noi, din punct de vedere material, de 100 de ori, sau de 1000 de ori, sau de câte ori vreți dumneavoastră, dar cu multe zerouri. Dar ei au dăruit. Au făcut mâncare. Au pus pământul, au făcut ziduri. Dar mai mult decât atât, plângeau când se rugau în biserică. Pentru că știau că acolo, în acea biserică, este jertfa părinților lor, strămoșilor, au luptat pentru biserică. Iată un exemplu din zilele noastre. Milă voiesc, iar nu jertfă, ne spune Mântuitorul. Iar noi să arătăm milă, să arătăm milostenie. Nu este o părere de rău sau o tristețe că vedem că cineva este necăjit sau nu are cu ce se îmbrăca. Cu mult mai mult. Să mă gândesc că bogăția pe care Dumnezeu a lăsat pe pământ ar fi trebuit să se împartă în mod egal între oameni. Și pentru că unii sunt extrem de bogați și uită de cei săraci, de aceea creștinii,
cei care intră în biserică, să ajute pe cei în nevoie, să-i ajutăm pentru a fi fericiți. Pentru că atunci când ne vom prezenta înaintea Bunului Păstor, El să ne recunoască, pentru că suntem turma Sa, suntem oile pe care ne-a hrănit. Ce frumos! Odată l-a văzut trecând cu turma pe Păstorul blând. Frumos! Că toți l-am văzut pe Dumnezeu și l-am gustat. Dar să nu ne întoarcem cu fața de la poveștile Lui, de la poruncile Lui, de la demnurile Lui, pentru a ne mântui. Și mă opresc cu cuvântul acesta. Suflete, suflete,